Salutări, satul mare. Acum schimbăm un picuț placa, să zic așa. Mi-am adus aici niște notițe în caz că poate uite ceva. Fițuică, da, să fie acolo. M-am bucurat foarte tare de invitația asta la satul mare și că pot să prezint ceva care mi-e foarte la suflet. Dar înainte să începem, veți vedeți titlul acolo, dar o să vă pun o întrebare. Așa, care e o întrebare de reflexie pentru fiecare dintre voi. Care e, tu unde și cu cine te întâlnești când vrei să sărbătorești? Sunt întrebarea asta care vreau să-și o pună fiecare dintre voi așa în sinea voastră. Care e spațiul și care sunt oamenii cu care mă întâlnesc când vreau să sărbătoresc? Și care e modul? România arhaică, România rurală, era cumva construită în jur a trei poli foarte importanți, dintre care doi au supraviețuit și al treilea nu prea. Unu, munca. Doi, biserica. Și trei, jocul. Hora din sat, bal, cum îi zicea, în funcție de zonele geografice, îi spunea diferit în fiecare zonă. Dar la ceea ce se referea, era tot timpul aceeași chestie. Era o întâlnire ciclică unde oamenii se întâlneau ca să sărbătorească, unde comunitatea se întâlnea ca să sărbătorească. Nu știu care dintre voi ați mai trăit adunări din astea, așa, pe viu, adunări de comunitate care să le simțiți că m-am participat acolo și eram cu toată ființa acolo. Eram și copilul din mine, și tânărul din mine, și adultul din mine, poate și bătrânul care o să devin, și eram toate astea, eram la un loc acolo. Care dintre voi ați participat la așa ceva? Nu sunt foarte multe mâini în sus. Și nu vreau să zic că nu mă minunează. Să vă zic așa câteva chestii despre povestea mea. Eu sunt născut la Gherla. Am crescut la Cluj până la 10 ani și părinții mei au emigrat în Germania când aveam 10 ani. Am crescut în Germania până la 27 de ani. Am terminat studiul de design al comunicării și în timpul studiului, oarecum destul de circumstanțial, am ajuns în contact cu cultura afro-braziliană printr-o artă care se numește capoeira. Poate unii dintre voi ați aflat despre ea. Capoeira e o luptă, joacă, cultură, sărbătoare, să zic așa. E o formă foarte complexă a jocului. Eu am cunoscut-o în 2006 și asta înseamnă că acum sunt 16 ani de când pășesc pe calea asta, care m-a dus în Brazilia în 2009, unde mi-am făcut lucrarea de licență, fotografie despre capoeira, cum se întâmplă ea în străzi, și capoeira, să zic, autentică. Și drumul acela, când am stat 3 luni în Brazilia, mi-a schimbat viața cu totul. În Brazilia am cunoscut o societate unde jocul, unde întâlnirea la joc e un lucru practicat la scară largă, diversă, unde când se întâlnesc oamenii la joc, în capoeira, în samba, în alte manifestări culturale, vezi de la copilul la un an, doi ani, până la bătrânul la 80-90 de ani, îi vezi pe vin toți. Și ceva mi-a atins o coardă foarte, foarte profund să văd treaba aia și să înțeleg că și în țara asta a existat acest lucru.
Și acest lucru s-a pierdut nu foarte de mult. Dacă mai vorbiți cu bunicii voștri de la țară și întrebați de întâlnirile la joc, la baluri, la din astea, acolo încep să se deschidă poveștile. Încep să deschid povești și merg povești. Un întreg univers care se deschide. Ei, întâlnirea asta cu cultura afro-braziliană m-a făcut să mă mut, în primul rând, din Germania înapoi în România. Am simțit că vreau să-mi urmez viața și să continui să îngrijesc aceste forme de artă care mi-au fost predate de la maestrii mei. Și am înțeles că dacă vreau să am undeva un impact cu această muncă, acel loc nu va fi Germania. Probabil pentru că în Germania formele astea de artă s-au pierdut foarte de demult. Odată cu industrializarea care în Germania a avut loc acum 5 generații, nu acum 2. Și m-am mutat la Cluj în 2009, unde sunt cofondator a Centrului Fabrica de Pensule, probabil ați auzit de ea, și Cercul Întreg, proiectul meu, cu care ne ocupăm acum de îndată 13 ani, să promovăm ceea ce de atunci am pus-o așa sub un termen umbrelă de arte comunitare. Arte comunitare, în esența lor, e orice formă de artă care nu poate fi practicată la nivel individual. Îmi place să dau tot timpul exemplul ăsta, că poți să fii cel mai bun dansator din lume și o horă singur tot nu joci. Înțelegeți, da. Și aici e oarecum diferența între arte comunitare și alte forme de artă. La fel, jocul de capoeira se bazează pe un dialog. Oricât de bine mă pot mișca, capoeira de unul singur nu pot juca pentru că am nevoie de dialog. E, și cu Cercul Întreg ne ocupăm exact cu aceste forme de artă comunitară, iar pe lângă capoeira tradițională s-a adăugat percuția africană, s-au adăugat horele moldovenești, pe care am reușit să le înțeleg și să le studiez un pic datorită comunității maghiare din România, la Tanzhazuri. Cei care sunteți din comunitatea maghiară, mersi că existați, mersi că ați ținut treburile alea și că există spații unde chiar se practică lucrurile alea în spiritul lor autentic. Și îmi place acum să vă aduc în discursul ăsta așa un pic de oglindire, un pic să vă povestesc despre posibile paralele între o Românie arhaică, o viziune pentru România pe viitor și cultura din Brazilia și din Africa de Vest. Astea sunt lucrurile cu care am eu treabă și care îmi place să le dau mai departe. Ați văzut înainte, în timpul muzicii, cam unde mi-s coordonatele. Aș vrea să vă zic așa, în primul rând, din observațiile în Brazilia, mai ales, acolo am petrecut cea mai multă vreme, care sunt beneficiile mari în comunitățile unde aceste forme de artă sunt practicate. Și am văzut acolo trei direcții care sunt foarte, foarte interesante. Odată legate de bunăstarea personală. Când ai o formă de artă comunitară care te implică cu trup și suflet, vorba aia, pentru că toate au de-a face ceva cu dans, cu muzică, lucrul ăsta, în primul rând, și e foarte evident, te ține tânăr. Te ține tânăr până la o vârstă absurd de mare. Deci acolo am văzut oameni care la 60 de ani mă făceau pe mine la 30 de ani să mă simt bătrân. Și măi, uitam, cum, dracu, dar vedeam că oameni care se mișcă cu eleganță, se exprimă cu eleganță în cântec, se exprimă cu eleganță la o tobă sau un instrument și nu neapărat pentru că erau oameni care făceau aia ca și profesie. Marea parte dintre ei aveau alte profesii pe lângă, dar aveau din nou și din nou, de 10 de ani, de multe ori, aveau reunirile astea în care se strângeau și se cântă și se joacă împreună. Și vezi, și asta e o chestie care după aia am văzut-o și la într-un sat lângă Cluj, la Frata, unde mai există
rămășițe a unei culturi care era foarte vie. E foarte interesant când vezi un bărbat la 80 și ceva de ani, care în momentul în care muzica devine bună și atmosfera devine bună, nu mai vezi cum își trage corpul la loc și dintr-o dată se transformă într-un bărbat de 30 de ani. Poate nu poate să susțină treaba aia pentru câteva ore, dar vezi că a rămas accesul ăla neuronal. Și e o treabă tare, tare frumoasă de văzut. Evident, practicând aceste forme de arte comunitare, creativitatea ne este ținută în continuu pe activ și asta ne face să fim niște ființe mai care pot să inspire. Care pot să inspire și următoare generații. Și asta e un lucru foarte frumos când vezi pe un om pe calea maestriei. Când un om urmărește o artă timp de mai bine de 20, 30, 40 de ani și vezi că acel om devine de o relevanță în care prezența acelui om devine instant un magnet pentru și indiferent de vârstă. Copiii se uită la el, adolescenții se uită la el, adulții se uită la el. Și vezi că este o frumusețe aparte. Apoi, al doilea beneficiu mare pe care l-am văzut în aceste comunități e legat de, efectiv, de bunăstarea comunitară. Acolo unde se formează comunitate, se formează o diversitate care funcționează ca și un echilibru reciproc. E exact analogia unui ecosistem funcțional. Un ecosistem funcțional trăiește din diversitate. Niciodată tuturor membrilor nu le merge foarte prost sau foarte bine. În continuu, cuiva îi merge mai rău, cuiva îi merge mai bine. Dar în momentul în care există această stare de osmoză, de permeabilitate socială, momentele alea, ăla care cade, îi ținut de ceilalți oarecum. Și nu cade așa de adânc. În același timp, când unul se înalță, când s-ar înălța poate prea sus, ceilalți se țin, mă, ai grijă, rămâi și pe aici. Și în felul ăsta se echilibrează lucrurile. Mai mulți oameni devin un organism. Și asta cred că era și sensul întâlnirilor ciclice în satele din România. De ce oamenii prețuiau instituția jocului așa de puternic? Pentru că creează și întreține starea de organism între mai mulți oameni. E, și ultima observație care mi-a sărit în ochi e legată de cum îmbunătățește relaționarea când există spații de joc. Joc, joacă, ne conectează tot timpul cu ființa sinceră din noi. Nu poți să te joci dacă nu ești sincer, pentru că se vede. Se vede de la o poștă. De-aia orice copil își dă seama de un adult când se face că se joacă sau când chiar se joacă. E o diferență mare și această diferență o învățăm să o cultivăm între noi și putem să vedem sinceritatea și să apreciem sinceritatea fiecăruia dintre noi. Și unicitatea, la urmă urme, pentru că această unicitate se cultivă în timp și învățăm să apreciem. Măi, ce bine că nu ești ca mine. Dar, și aici, lui Daniel vreau să-i mulțumesc foarte mult că a pus cuvintele acolo despre neuroni oglindă. Exact, acei neuroni oglindă, în momentul în care ne jucăm, se activează foarte, foarte, foarte puternic. Și putem, în momentul în care, cum ați înainte, ați fost de acord să cântați cu mine, în momentul acela se creează între noi o legătură. Voi îmi copiați mie niște circuite neuronale și intrăm într-o stare în care separările dintre noi nu mai sunt chiar așa de prezente. Pentru o bucată ne lăsăm să simțim o unicitate. În același timp, această unicitate e importantă să,
să țină cont și de diversitatea noastră. De-aia mi-a plăcut foarte mult să vă împart în mai multe grupuri care să cânte lucruri diferite. Să auziți că, deși aici se cânta un lucru, aici se cânta alt lucru, aici alt lucru, împreună, eu de pe scenă am avut cel mai bun loc la concert, vă zic, a fost absolut minunat la ce am asistat. Să aud diversitatea asta, că fiecare grup se conecta cu sine și în același timp toată treaba era conectată la un întreg mai mare. Așa ca și concluzia, vreau să zic așa câteva detalii mici. Mi-aș dori foarte mult în România să se formeze mult mai multe spații din astea de joc contemporane. Aceste spații nu o să arate cum arătau spațiile de joc pentru strămoșii noștri acum 70-80 de ani, pentru că nu mai trăim în vremurile acelea. Avem acces la cu totul alte forme de cultură, la alte instrumente muzicale, la alte genuri de manifestare. Și de toată diversitatea asta e bine să ținem cont. Un spațiu de joc, cu cât reușește să fie mai, să capteze mai multă diversitate, cu atât devine mai stabil. În același timp, deschiderea asta trebuie să fie echilibrată și de o claritate cine sunt oamenii care țin acest spațiu să funcționeze. Deci, cumva, energia de comunitate și energia specifică a unor oameni trebuie să fie într-o balanță. Tot așa, e foarte, foarte important unde se formează aceste, unde se vor forma aceste noi spații de joc, să se țină cont pentru durabilitate că e nevoie de joacă și de improvizație, pe de o parte, de exprimarea individului, dar e nevoie și de ritual. E nevoie de elemente care să consolideze un mers în timp acestui joc. Ori toate jocurile, toate formele de manifestare arhaice aveau anumite forme, anumite lucruri care se repetă, care merg în timp. Și în felul ăsta ne ajută pe noi să pășim prin timp și să ne facem o viziune mai clară, întâlnindu-ne din nou și din nou și din nou la joc, ne înțelegem ce înseamnă trecerea timpului, ce înseamnă schimbările, de la un joc la altul, de la un an la altul, de la o sărbătoare la alta, ce s-a schimbat în comunitatea mea, cum s-au schimbat oamenii, cine trăiește ceva bun, cine trăiește ceva mai dificil. Toate chestiile astea se observă în joc, în spațiu de joc, care e dezinteresat, la urma urmei. Singurul scop real când te întâlnești la joc este să cultivi bucuria la nivel comunitar. Ei, noi la Cluj, cu Cercul Întreg, avem acum un proiect pe care l-am lansat anul trecut, după 12 ani de activitate, care se numește Casa Jocului, cu care vrem să creăm un exemplu de un astfel de centru, să fie în dealul Feleacului, lângă Cluj. Și asta e, să zic, contribuția noastră de exemplu pentru cum poate arăta un astfel de spațiu. Dar în aceeași măsură în care noi creăm acolo o referință, m-aș bucura să se creeze multe referințe în spațiul ăsta. Spații de joc care să iasă din paradigma consumului și care să încurajeze oamenii spre exprimare, spre a-și cânta propriile cântece, spre interacțiune. Și m-aș bucura foarte tare să putem servi cu experiența noastră de la Cercul Întreg din 13 ani acum îndată în această evoluție. M-aș bucura de oricine dintre voi care vrea să se conecteze cu poveștile astea și vă aștept să ne cunoaștem mai bine de-a lungul timpului, preferabil la joc. Mulțumesc!